Aici s-a întâmplat și hai să vă arăt și vouă cum arată o bucătărie, știi? Cu ce gunoi, adică cu ce gunoi social stau în casă. Da. Deci cam așa este în fiecare zi, cam așa a fost de când m-am mutat aici. Numai că eu mi-am mai făcut curățenie, după cum ați văzut eu cât de cât sunt ordonat și îmi place să păstrez curățenia. Și, na, eu dorm acolo și ei azi noapte la ora 1, cred că își făceau oamenii sarmalea și mâncau la 1, la 2, că la 2 a început bătaia. Poftim. Casă. Numai unde sunt români, vedeți chestii din astea. Na. Ca să înțelegeți și voi de ce m-am luat. Și de ce am început scandalul. Mișto, așa e? Nu uite, dragostea mea. Hai de capul meu, incredibil așa ceva. Și aici trebuie să-mi gătesc eu. Incredibil așa ceva. Aici, când deschizi, doar fluturi iasă și muște. Am vrut să-mi fac și o curată aici, dar nu mi-am făcut, mi-am băgat decât sus acolo, pentru că n-ai ce să bagi altceva. Și mi-am adus, mi-am făcut curat în ăsta sus, mama. Așa, mi-am făcut curat aici, care sunt ale mele. Opa. Și aici, sus, la fel sunt ale mele. Dar nu știu cum să mă descurc cu restul. Aici l-o deschis mai înainte și erau viermi, erau nu știu ce. Fai, de viața mea, un puțin. Uite și pe Dorel aceea. Fai. Ăsta e al lui Dorel, ăla e al meu și ăsta e al lui băieți, dar e împuțit. Nici nu pot să umf. Stai așa. No, și așa arată curtea. Cât de frumos e la noi acolo, dincolo. Și uite-te ce e aici, mamă. Uite-te și tu ce dezordine. Uite-te și tu. Cum să stai cu oameni din ăștia în casă? No, uite-te și tu, bă, mamă. Cocină de porci. Să mă ferească Dumnezeu. Să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Când dă dore la lume. Cum arată? Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Înainte să începem acest episod, nu uitați să-mi dați și mie un follow pe contul meu de Instagram, Mihaile Ștefan Vlog. Nu uitați și de canalul secundar, Mihaile Ștefan, hashtag Storytime. Și dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină, nu uitați să o verificați pe Car Vertical folosind cele 3 linkuri din descriere cu o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat. Da, oameni buni, după cum am spus în acel videoclip, a fost un scandal, adică au fost mai multe certuri pe aici, doar că dintre toate astea, două dintre ele s-au terminat destul de nașpa. Unul s-a terminat anul trecut, despre care nu am vrut să vorbesc, dar dacă tot fac acest episod, am zis că este ok să vorbesc și despre incidentul de anul trecut. Eu acum sunt într-o cursă, mă duc până la Amsterdam, am puțin timp, așa că o să vorbim despre cum mi-am luat bătaie, dar nu mi-am luat bătaie, pentru că o să vă explic imediat. Înainte de toate, poza pe care am pus-o la videoclip nu este de acum. Poza este de când am căzut eu odată cu motorul și am dat cu fața de tera. Haideți să începem cu povestea de anul ăsta și o să terminăm cu povestea de anul trecut. Stați să mă mai ușor pe la GPS dacă merg bine. Nu o să dau nume. Totul a început când m-am mutat în noua casă. Băiatul ăsta a fost și în cealaltă casă, unde am stat anul trecut foarte mult. Doar că acolo nu mă deranja atât de mult, pentru că na, eram mai mulți oameni și mai mulți oameni săream cu gura pe el. Este vorba despre o persoană care nu făcea absolut nimic în casă, care doar bea, fuma și făcea dezastru. Când spun nu făcea nimic în casă, mă refer că făcea și mizerie și lăsa așa. Nu spăla vase, nu curăța după el, se ducea la budă și își lăsa rahatul pe WC-ul. Știu că sună nașpa, dar așa, asta este adevărul.
mai era un băiat care îi spunea și de băiatul ăla par ori era puțin rușine, ori nu știu, dar uneori mai strângea, dar în rest era pericol social, oameni buni, era destul de aiurea, pentru că, v-am spus, era în ultimul hal, nu puteai, nu știu, nu puteai să treci cu o astfel de persoană în casă. Bun. Eu am înghițit anul trecut, adică nu am înghițit, pentru că, na, eu eram la început, nu puteam să comentez nimica, mai ales că, na, el era aici cu mult timp înaintea mea. Anul trecut a trecut cum a trecut, anul ăsta, știți că a venit timpul să mă mut din casa în care am stat anul trecut în noua casă, în casa cu Dorel, care și Dorel, la rândul lui, era traumatizat de această persoană. Când vedea Dorel pe băiatul ăsta, spunea că e satana. Dorel stătea în cameră și nu vrea, adică vrea să evite orice, nu știu, orice contact cu persoana asta. M-am mutat în casa asta și era dezastru, frate. Când m-am mutat, acum, sincer să fiu, am și niște videoclipuri, o să vi le pun și o să vi le arăt. Deci, când m-am mutat, oameni buni, în frigiderul unde avea mâncare, când l-a deschis, pur și simplu mi-a venit să vomit. Eu sunt un pic mai sensibil când vine vorba de mirosuri de genul ăsta. Dari mă știe și Dari poate să confirme. Eu dacă simt un miros mai nașpa, imediat, dacă am mâncat ceva și simt mirosul ăla după ce am mâncat, am vomitat tot ce am în mine. Bun, a deschis frigiderul ăla, bă, să te ferească Dumnezeu, ahoit, deci ahoit. Și a scos de prin el, pe acolo, pe afară, prin curte, pe o masă, a lăsat acolo, s-a umplut de vieri. La bucătărie, unde este ghiuveta, erau niște bureți. Și chestia aia în care pui vasele să se scurgă apa. Băi, fraților, bureții aia erau acolo de ani de zile, ani lumină, încât în spatele lor, când i-am luat, forfoteau viermi. Era un pumn, uite așa, când vine să vomit, un pumn de viermi. Viermii aia puteam să iau să mă duc liniștit cu ei la pescuit. Sub vase acolo era, nu știu, s-a scurs de pe farfurii sau nu știu ce s-a scurs, ceva galben și mirosea în ultimul hal. Nu puteai să speli un vas la ghiuveta aia, nu puteai să faci nimica. Aragazul ăla era varză, deci eu n-am văzut în viața mea. Bă, cunosc persoane care sunt foarte amărâte în România, nu au absolut nimic, curent, lumină și toate alea, se duc și cară apă de la un izvor cu bidoanele. Bă, oameni buni, la persoanele alea care sunt, bă, sunt și puturoase, că nici nu vor nimic de la viață. Bă, era mai curat în casă la persoanele alea decât era în casa asta. Un dezastru total. Am tăcut, m-am pus, am făcut curățenie pentru că pur și simplu nu puteam să trăiesc acolo. Până la urmă a venit și un team leader care trebuie să aibă grijă de casă și de noi care stăm în casa aia. A văzut și el ce dezastru este în casă și na, ne-a pus pe toți să facem curățenie. Cu toate că eu tocmai ce mă mutasem acolo și am zis, bă, omule, eu nu sunt obligat să fac curățenie pentru că eu când am venit era deja aici. Eu dacă fac că vreau eu, nu-mi place mie să stau în puțiciunea asta de casă și în jegul ăsta de casă. M-am apucat, am făcut curățenie, dar degeaba, fraților. Am aspirat, am spălat pe jos, am cumpărat bureți noi, am cumpărat soluții, am dezinfectat casa aia. Na, nicio treabă. Eu eram singura persoană care făcea curățenie în casă. Dacă nu făceam eu, nu făcea nimeni. Cu toate că team leaderul acela și el era tras la răspundere la rândul lui de alt team leader mai mare. Până la urmă am zis că nici eu nu fac atâta timp când nimeni nu face. Eu am făcut odată când am venit în casă. N-am ajuns nicăieri, nu s-a rezolvat nimica. Dacă nu făceam, nu făcea nimeni. Și decât să stau în împuțiciunea aia de casă, pana mea, am zis că mai bine fac eu, chiar dacă nu face altul. Și aia este. E, nici așa nu era bine, pentru că atunci când eu făceam, el stătea afară, bea, fuma, își făcea de mâncare și lăsa toate de ampulea și aștepta să le strâng eu. Și râdea de mine, uite, lasă că fraierul dacă a făcut odată și vede că nu fac, uite, merge, lasă că el face tot timpul. În fine, pe lângă toată chestia asta, eu mi-am adus din casa cealaltă o grămadă de chestii de bucătărie, gen linguri, furculițe, oale și toate alea. Mi-am făcut un sertar unde îmi puneam doar eu lingurile și furculițele cu care mâncam eu. Era o grămadă de linguri cu coadă roșie de plastic care mie îmi plăceau. Omul ce făcea? Omul când mânca, lua farfurie, lua lingură, își punea în ele, mânca sau le lua în cameră și după aceea le băga direct în coșul de gunoi și le arunca la gunoi. Nici de cum nu le spăla sau să le bage în mașina de spălat vase, pentru că avem în casă mașină de spălat vase.
oale aruncate. Chestia asta o știu de anul trecut, pentru că și anul trecut am spălat eu, mi-a trebuit o oală și nu aveam oală în ce să-mi fac o ciorbă, că nu mai puteam, vreau să mănânc o ciorbă. Și am luat o oală care stătuse o lună, două luni de zile cu o tocăniță în ea și atât am dezinfectat la oala aia, cred că două zile, ca să pot să o curăț. Și așa făcea și aici. A fost o oală din aia mare și la fel, o făcut mâncare în ea, o aruncat-o. Deci omul tot ce... în ce făcea el mâncare, nu le spăla, nu le băga nici mâncare la mașina de spălat. Pur și simplu le arunca. Toate bune și frumoase până într-o zi. Eu eram liber, el era la muncă. Și nu știu cum, i-a schimbat programul de muncă, nu l-a mai pus de dimineață, l-a pus după masă. Și în ziua aia, el își făcuse planuri să vină un verișor de-a lui pe la el. Gen, lucra de dimineața de la 6 până la 2 jumate și după aceea era liber. Și el vorbise cu un verișor de-a lui, care nu-l mai văzuse de nu știu când, să vină pe la el și după aceea să se ducă pe la Amsterdam, pe la Rotterdam și din ăsta. I-a schimbat cumva shift-ul și l-a pus după masă, de la 12 sau de la 2 jumate până la 10 nu, de la 2 jumate până la 10 jumate. Era tot frustrat pe acolo prin casă, tot supărat că bă, că vine vărul meu, că i-am promis, că uite acum nici nu pot să mă duc după el, că nu știu ce, că nu știu cum. L-am văzut că e așa supărat, eu cum eram liber în ziua aia, nici nu prea aveam ce face, zic, bă, uite, dacă vrei mă duc eu în locul tău la muncă. Mă pontez eu pentru tine și aia este. Și zice, vai, îți mulțumesc, că mersi, că nu știu ce, știi, mă ia cu o grămadă de vrăjeli din alea. Și zic, bă, stai mă liniștit, că oricum nu am ce face și câteva ore mă duc eu în locul tău. Du-te, fă-ți treaba, că poate și eu o să am nevoie de tine într-o zi și, na. Bun, mă duc toată ziua la muncă pentru el. Îi fac orele în favoarea lui, cu toate că eu eram liber. Mă duc pentru el la muncă, termin ziua cu brio, vin și eu acasă. El, bineînțeles, nu era acasă, era plecat cu verișorul lui. Au ajuns foarte târziu, au ajuns pe la 11 pe acasă. Eu eram destul de obosit, întotdeauna când știu că sunt liber, cu o zi înainte, eu unul stau mult noaptea, îmi fac de lucru pe la calculator, adică nu, dacă știu că mâine sunt liber, pot să stau până la 3 dimineața, pentru că mâine pot să dorm mult. Eu cu o zi înainte să fiu liber, am stat mult noaptea, m-am trezit de dimineață și v-am spus, a fost ceva imprevizibil și m-am dus pentru el la muncă. Bineînțeles că eram și rupt de obosit în seara aia. Pe la 11 jumate ajung și ei acasă și oamenii mei încep să gătească. Nu a venit doar un verișor, au venit doi verișori de-ai lui sau un verișor și un prieten. Pe la 11 și jumate, aproape 12, se pun să gătească. Eu deja eram în pat pe telefon, așteptam să adorm. Au început cu muzică, au început cu fumat, bă, iarba aia miroase oribil, se simțea miros de la aia, sticle din nou, când desfăceau sticlele zici că le desfăceau în derâdere, când dădeau noroc cu ele zici că dădeau noroc în derâdere. Pe la 12 jumate m-am dus în bucătărie, camera mea fiind fix lângă bucătărie și salon. Între camera mea și salon este doar un perete, doar o placă de rigips. Orice bășină o dai la mine în cameră sau orice bășină o dai în salon, se aude la mine în cameră. Plus că și bucătăria este fix în salon acolo. Și m-am dus la ei și le-am zis frumos, bă, uite, eu mâine mă duc la muncă, astăzi am fost la muncă, camera mea este aici, aici este un perete de rigips, eu vă aud orice... orice ați face. Dacă vreți, faceți un pic de liniște, vă rog frumos. Sau dacă nu, încercați să stați afară, că este vreme ok și e mult mai ok afară, nu mă deranjați pe mine. Afară, având încă o clădire unde puteai să stai înăuntru, unde ei fumau, pentru că în casă nu aveai voie să fumezi, că îți niște alarme. Dar ei ce făceau? Ei astupeau cu folie de aluminiu alarmele alea. Puteți să stați în pub acolo afară, puteți să stați la masă afară, e mult mai ok. Eu trebuie să dorm, sunt destul de obosit. Bine, boss, bine, nu știu ce mă ia cu din alea. M-am dus în cameră, m-am pus în pat, am mai stat vreo 10-15 minute pe telefon și am adormit. La ora 1 jumate, asta o țin minte, la ora 1 jumate au început iarăși mămâncația și pe la bucătărie. Ei își făcuseră sarmale sau își făceau sarmale. La ora 1 jumate au început pe acolo cu oalele, cu farfuriile, cu toate alea. Au trântit, au bocănit, de m-au nenorocit. M-am speriat. Am tresărit în ultimul hal din pat. Mă duc la ei la 1 jumate și îi rog frumos, bă, vă rog frumos, faceți, vă rog, un pic de liniște, nu mai trântiți alea, că v-am spus, eu am camera aici și este un perete de rigips, uite, hai să-ți arăt la mine în cameră, să vezi cum se aude când voi vorbiți sau când voi dați noroc cu o sticlă de bere. Și mi-au zis, ok, scuze, nu știu ce, nu știu cum. Mă duc iarăși în cameră, mă pun iarăși în pat, adorm instant.
La ora 2:40 au început băieții mei, dar nu de data asta cu sticle cu alea. Au început băieții mei cu muzică, au început cu farfurii, au început cu oale, au început cu râsete, cu de toate. La 2:40 mă duc nervos la bucătărie și zic: bă, uite care-i treaba, eu mâine trebuie să mă duc la muncă, este ora 2:40.